A patra ediție a Festivalului Medieval al Cetății Severinului va începe vineri seara. Severinenii sunt invitați să ia parte la un eveniment inedit. Cavaleri în armuri, domnițe, fierari, menestreli, dansatori și comedianți sunt pregătiți pentru 3 zile să ne poarte în perioada medievală. Anul acesta la eveniment vor participa invitați din Bulgaria, Serbia și Slovacia. Cavalerii în armuri, domnițe și mulți alți actori sunt pregătiți pentru 3 zile să ne poată bucura cu momente inedite din perioada medievală. Evenimentele se vor derula în cadrul celei de-a 4-a ediții a Festivalului Medieval al Cetății Severinului. Acest eveniment are rolul de a atrage cât mai mulți turiști în drobeta Turnul Severin. Festivalul Medieval al Cetății Severinului a ajuns deja la 4-a ediție anul acesta. Reprezintă unul dintre punctele de atracție turistică în municipiul drobeta Turnul Severin. Ceea ce este important și trebuie remarcat acest fapt este că de la an la an Festivalul Medieval al Cetății Severinului a căpătat o amploare mai mare. Anul acesta putem spune că avem participanți din Serbia, din Bulgaria, din Slovacia, chiar mai mult avem inclusiv interpreți de muzică medievală din Belarus, ceea ce iată că toate acestea demonstrează caracterul internațional deja al Festivalului Medieval al Cetății Severinului și anul acesta vom avea peste 150 de actori care vor readuce în atenția noastră vremurile medievale și speranța mea noastră este să avem cât mai mulți turiști în municipiul drobeta Turnul Severin. Vizitatorii ce vor veni în acest sfârșit de săptămână la cetatea medievală vor avea parte de ateliere, concerte, de o lume fantastică extrasă din perioada medievală. A 4-a ediție a Festivalului Medieval al Cetății Severinului începe vineri, seara, și își deschide porțile lumea medievală românească și nu numai, astfel încât severinenii și toți cei care vor vizita Severinul în această perioadă, în acest weekend, vor avea parte de ateliere, de concerte, de această lume fantastică și cu adevărat seducătoare a medievalității, și vă așteptăm cu drag, începând de vineri 30 august până pe 1 septembrie, la această nouă ediție a Festivalului Medieval al Cetății Severinului. Acest festival a ajuns deja la a 4-a ediție și a devenit o tradiție pentru locuitorii orașului. Este un eveniment extraordinar de binevenit pentru punerea în valoare a ceea ce are drobeta Turnul Severin, cetatea medievală a Severinului. Cred că trebuie toți să ne bucurăm, să punem umărul ca și această ediție să fie pe măsură, astfel încât potențialul turistic al Severinului să crească an de an. Și noi asta încercăm să facem și sper că vom reuși. Evenimentul dedicat Festivalului Medieval al Cetății Severinului va începe pe 30 august și va ține până pe 1 septembrie.